De la un an la altul, magazinele cu profil de panificație sunt tot mai multe. Așa se face că celebrele cozi de la pâine care se formau în preajma sărbătorilor au dispărut de-a binele. Asta nu înseamnă însă că giurgiuvenii țin la dietă și consumă mai puțină pâine, numai că au de unde alege. Acum, în preajma Crăciunului, fabricile de pâine, deci și magazinele de profil, vor fi închise pe 25 și 26 decembrie, așa că giurgiuvenii și-au făcut provizii. Și cum la sarmale merge foarte bine și o mămăligă, anul acesta nu s-a cumpărat prea multă pâine, poate doar de către cei care au invitați la masă. Câte pâine ați cumpărat asta? Două pâini. Pentru o persoană, două pâini. Raportat la noi de persoane, să cumpără și număr de pâini. Am luat 10 pâini. La 750. La 75 de bani. Suntem mai mult în familie și poate zilele astea nu se mai găsește și să fiu mai sigur, am luat mai mult. Doamne! Aveți un safir? Nu. Sunteți singură? De acasă la sora mea și mi-ajunge. Prin urmare, dacă o familie cu 4 persoane a cumpărat pentru 2 zile 6 pâini, cei care au invitat la masă sau au o familie mai numeroasă au cumpărat pentru primele zile de Crăciun 10 pâini, dacă nu și mai mult. Vineri, pe 27 decembrie, fabricile de pâine își deschid din nou cuptoarele de data aceasta pentru a satisface cererile pentru masa de Revelion.